Nici pe drumul național 1 nu este mai bine. Echipaje de poliție îi redirecționează pe șoferii care vor să iasă din București spre Ploiești. Teodora Trandafir a plecat de dimineață din capitală. Bună ziua, Teodora! Unde ai reușit să ajungi? Bună ziua, suntem în dreptul localității Balotești, aproape de intrarea în Balotești. Am ajuns cu foarte mare greutate până aici, pentru că drumul este blocat. De la intrarea spre aeroportul Otopeni am înaintat probabil 10 metri și am mai stat 20-30 de minute. E bine, trebuie să vă spun că am ajuns într-o zonă în care oamenii stau de mai bine de 12 ore. Am stat de vorbă cu ei și ne-au povestit că și-au petrecut noaptea în mașină. Nu au reușit să treacă mai departe și nici nu sunt șanse foarte mari. Abia la jumătate de kilometru în fața noastră, spre Ploiești, se văd utilajele de dezăpezire, dar nu ne dăm seama încă dacă se va putea trece în următoarea oră. Sunt cazuri grave. Am întâlnit oameni care ne povesteau că sunt în mașină cu persoane bolnave, persoane externate care aveau nevoie urgentă de odihnă, să stea în pat, să se relaxeze. În schimb, trebuie doar să stea în mașină și să dea drumul la căldură. Nici combustibilul nu mai este atât de mult pentru mulți dintre oamenii cu care am vorbit. Iar mâncarea și băutura, nu mai pot să vă spun, cu atât mai mult nu mai sunt. În ajutorul lor a sărit o localnică din Balotești. Am stat de vorbă cu ea și ne povestea că s-a gândit că acești oameni nu au avut nici mâncare, nici băutură de atâtea ore și a venit, le tot împarte cafea, ceai și sandvișuri și covrigi. Pur și simplu o acțiune benevolă, pentru că nimeni, nici autoritățile locale din zonă, nu au venit să întrebe pe acești oameni dacă au nevoie de ceva. Singurele autorități care trec pe aici sunt poliția, sunt polițiștii, care încearcă doar să păstreze o cale de rulare liberă, pentru ca din când în când utilajele să poată trece în zona Corbeanca, acolo unde este blocajul. Mulțumesc, Teodora.